Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Lumea Nevăzută. Astăzi vom vorbi despre încrederea în sine. De ce este importantă această încredere? Cine este sau ce este acest sine și de ce trebuie să-l îngrijim? Ne va spune invitatul meu de astăzi, Vasile Păun, antreprenor social și antrenor holistic. Bună ziua, bine ai revenit, mă bucur să te revăd. Îți mulțumesc de invitație, dragă Dana, și îi salut și eu acum cu bucurie din inimă pe toți cei care sunt preocupați de invizibil, de lumea nevăzută, de sine, de evoluția personală. Hai să stabilim așa exact noțiunea de sine. Cine este? Ce este acest sine? De la început așa, da? Da, să stabilim cine este sinele. Cine este sinele? Păi, sigur, mulți pot să vorbească despre sine ca fiind corpul fizic. Și asta este inexact. Sau alții care sunt mai cartezieni, ca fiind cuget de ce exist, deci mintea mea ar putea să fie sinele. Ei, hai să introducem așa un soi de mică poveste, o analogie, de fapt, în care, da, vedem că avem un corp care poate să fie o trăsură. Corpul acesta este mânat de niște cai care pot să fie emoțiile noastre. Sau instinctele. Și. Iar această trăsură, care poate să fie caleașcă, poate să fie căruță, la caz la caz, în funcție de ce alegem noi, este condusă de un vizitiu. Ei bine, iată, avem trei personaje, trei aspecte. Vizitiu, cai și căruță. Pentru ce există un astfel de atelaj, un astfel de vehicul, integrând în vehicul și vizitiu și cai și caleașca propriu-zisă? Asta e o mare întrebare, pentru că mulți dintre noi considerăm că avem doar ceea ce vedem. Și atunci, domnule, am un corp, există o minte, păi da, îmi simt, îmi observ gândurile, emoțiile. Am niște emoții pe care le simt, uneori foarte neplăcut, intens, da? E bine, acest ansamblu n-a fost făcut așa, ca un vizitiu să se plimbe cu o caleașcă și cu niște cai magici prin universul ăsta, prin realitate. Transportă ceva. Pe cine transportă? Care pasagerul acesta este sinele nostru, este esența noastră. Esența divină? Există diverse denumiri. Dacă vorbim într-un sens, să zicem, mai psihologic, vorbim de mintea supraconștientă. Dacă vorbim într-un sens mai spiritual, mai metafizic, vorbim despre sinele divin, sinele celest, sinele superior. Spirit, diverse denumiri. Pentru aceeași entitate, spirit personal, da? Este divinitatea lăuntrică, practic. Și atunci apare natural o chestiune. Cum mă conectez cu acest pasager, cel care, în mod natural, e menit să dea direcția și să ghideze vizitiul? De ce? Pentru că, trăind într-o societate materialistă preponderent, unde doar ce vedem există, în marea majoritate a celor care gândesc așa, am confundat mintea rațională, adică vizitiul, cu stăpânul. Dar adevăratul stăpân, ca să folosesc așa termenii stăpân-servitor, da? Asta pentru că a spus-o Einstein, o afirmație aproximativă, o aduc în atenție, că trăim într-o societate în care mintea rațională a devenit stăpânul, iar mintea intuitivă, practic, servitorul. În mod natural, lucrurile stau exact pe dos. Și este necesar să dăm cezarului ce al cezarului. Adică să mutăm atenția dinspre exterior, dinspre ce văd, către această divinitate lăuntrică. Și cum facem asta? Care nu se conceptualizează, în primul rând. Este un act de simțire. Pentru că acest Hrist interior, această stare de conștiință interioară, este, în opinia mea, tendința, realitatea, definiția actualei perioade pe care o trăim. Adică acest secol este un secol a unei spiritualități lăuntrice. Adică este necesar să mutăm atenția dinspre exterior, de la a venera, de la a avea frică de Dumnezeu, da? La a ne conecta real și profund cu Dumnezeu nostru. Și dacă ne uităm și la esența creștinismului original, acest mare învățător de acum 2000 de ani ne-a spus că întorceți-vă către adâncul inimii voastre și acolo mă veți găsi pe mine.
Așadar, acest Dumnezeu interior, acest Dumnezeu lăuntric, e necesar să-i construim o autostradă, o cale de acces către el. Asta nu înseamnă că neglijăm canalele și autostrăzile care poate unii le au, cu ghizi personali, cu diverse ființe angelice de lumină, cu maeștri înălțați, cu această realitate a unor ființe stelare care au ajuns la un alt nivel de civilizație și de conștiință, în primul rând. Da, avem nevoie să menținem deschis acest canal și, deopotrivă, asta este un lucru foarte important, să mutăm atenția în interior și să-i permitem. Aici este. Să se manifeste, să da? Se manifeste. Adică nu-l caut, nu-mi caut sinele, nu-mi caut spiritul, nu-mi caut esența. Da? Îi permit să mă găsească pentru că, deci ca să pot să-i permit, trebuie să fac puțin curat. Am nevoie să pregătesc terenul, practic. Și cum facem asta, concret? Păi ajungem și la chestiunea asta imediat. Sunt aici, având acest corp, având această minte și având acești cai, aceste emoții. Ăsta este cel mai important lucru care e necesar să-l cunoaștem noi toți. Că avem nevoie ca acest vehicol, deci asta, răspunsul în sinteză este, pe măsură ce transformăm acest atelaj, acest vehicol, sinele ne găsește, pentru că găsește un spațiu curat, un spațiu de frecvențe înalte, un spațiu primitor, un spațiu deschis și pentru că și noi am trecut într-o etapă de echilibru. Este un lucru foarte important și foarte sensibil. Noi ca și popor sau noi ca noi și civilizație? Noi ca indivizi, fiecare dintre noi. Acum vorbim despre noi. Regăsirea de sine, contactul cu propria divinitate lăuntrică, înseamnă realmente să testez, să simt și să și permit ca ceva din mine să iasă în afară. Am fost învățat să căutăm lumină în sus și să vină așa, fluxul de lumină, de sus, de laterale, de la pământ. Și dacă noi nu este lumină și este întuneric? Păi nu se poate că fiecare este un spirit întrupat, că a ales să manifeste mai mult sau mai puțin diverse frecvențe, că este într-un joc colectiv în care el întrupează diverse roluri ca să-i facă pe alții să joace într-un anumit fel. Da, sunt oameni pe planetă, sunt oameni în societatea românească, sunt oameni în jurul nostru care au ales să joace de pildă un rol de rezistență. Au și gene special proiectate, gene recesive. Ei rezistă la schimbări, ei se împotrivesc, ei sunt gică contra. Dar asta nu înseamnă că sunt răi sau că au întuneric, ci că au ales conștient ca suflet să manifeste un astfel de rol. Dar nu sunt pe frecvență mai joasă? Ba sunt! Dar deliberat, sufletește vorbind, nu neapărat că sunt și conștienți de lucrul ăsta. Interpretează un astfel de rol ca să-mi permită mie, ție și altora care urmărim astfel de emisiuni sau ne interesează această regăsire de sine, evoluție, lume nevăzută, să putem să știm ce vrem cu adevărat. Când știi ce vrei cu adevărat? Când știi ce nu vrei. Și acești oameni arată ce nu vrem. Da? Așadar, fiecare dintre noi are în interior acest sine, această stare de conștiință, această divinitate lăuntrică și este foarte important să-i permitem să erupă. Deci dacă doar stăm și așteptăm o lumină, iubire și viață de la oricine, da? Nu facem decât să ne distanțăm și mai mult, să creăm o dualitate. Practic, între eu, minte rațională și mintea mea supraconștientă care este în interiorul meu și care așteaptă să-i permit să se manifeste. Dar în dimensiunea asta 3D nu totul este dual? Nu totul este dualitate? Ba da! Dar trebuie să o depășim. Cum? Păi și acest mare învățător pe care l-am invocat ne spunea, fii în lume și nu aparține ei. Adică trăiesc în dualitate și rămân centrat. Deci eu văd constant un joc. Unii progresează, alții rezistă. Se bat stânga cu dreapta. Mămăliga din fotoliu și hashtag rezist din piață. Da? Dualitate, practic. Ei, în contextul ăsta, e necesar să apară și să dezvolte această specie nouă de ființe umane cu o nouă stare de conștiință și din ce în ce mai mulți care se menține centrat indiferent de ce văd. Asta înseamnă evoluție. Asta înseamnă evoluție.
practic. Și evoluția înseamnă, în primul rând, înțelegerea a cine sunt și această conștientizare de sine. Ori a regăsi acest sine este, așa cum spuneam, în primul rând, un proces de permitere. Eu îi permit să iasă din mine. Ca să-i permit să iasă din mine, am o responsabilitate. Aș pune un joc, ca să nu fie un cuvânt grav, greu și poate neputincios pentru mulți, care se pot simți mai ludici așa și mai puțin responsabili. Eu aleg în fiecare moment, conștient sau nu, cât de performant este acest atelaj. Vehiculul, cai și vizitiu. Și ăsta este jobul meu, pentru că am deplinătatea controlului și capacitatea de a transforma caleașca într-o supernavă cosmică, da? Cai în motoare superluminice și vizitiu, da? Un înțelept și paradoxal maestru al universului. Asta e o călătorie cât de sofisticată, cât de performantă, ce abilități dai acestui atelaj, astfel încât voința întregului nu se manifestă așa direct în celulă, se manifestă prin acest sine superior, prin această minte supraconștientă. Uite, dacă e să folosim, să simplificăm puțin, imaginează-ți mintea supraconștientă, mintea conștientă și mintea subconștientă. Acest supraconștient e într-o conexiune deplină și integrat și aliniat perfect cu întregul. Și întregul transmite dinamica întregului pentru individualitatea care sunt prin acest sine, prin această minte supraconștientă, prin această divinitate interioară, care e necesar eu să pun în rezonanță mintea mea rațională, deci vizitiu, e necesar să asculte lucrul ăsta. Adică să se conecteze cu acea minte, da, să se pună în rezonanță cu mesajele care sunt transmise de ceva, cineva, care constant este în conexiune cu întregul și mă poate duce în acord cu voința întregului, în locul potrivit, la momentul potrivit, astfel încât... Să simplificăm și mai mult ca să înțeleagă telespectatorii. Cum intrăm în rezonanță mintea conștientă cu acea minte supraconștientă, cu sinele, cu spiritul sau cum îl numim? Păi, printr-un stil de viață, printr-un proces de evoluție, de creștere personală, în care, sigur, am certitudinea că în formatul ăsta de emisiune au venit și vin în continuare foarte mulți oameni care ne spun despre diverse ingrediente ale unui stil de viață necesar, sănătos, care să ne dea sănătate și fericire. Ei bine, dacă e să aduc și eu, să fiu și eu un contributor cu câteva ingrediente, nu o să spun lucruri senzaționale, lucruri absolut firești. Adică jobul meu constant este să-mi sporesc abilitatea acestui vehicul. Și cum fac asta? Pentru că cu cât abilitatea lui este mai, frecvența lui este mai mare, îi permit unei frecvențe foarte înalte, care e în rezonanță cu sursa, cu întregul, să pătrundă în minte, să pătrundă în corpul emoțional, să pătrundă în celule, să ilumineze spațiul fizic. Așadar, nu mă duc către cineva, nu alerg, nu sunt neliniștit, nu mă întreb și când o să totul să vină grația asta, când, ce trebuie să fac ca să mă cuprindă. Uneori nimic, da? Paradoxal. Alteori multă curățenie interioară. Ea oricum vine când vine. Da? Și ăsta este marele mister al vieții, pentru că viața prin natură este misterioasă și grația este misterioasă, și această conectare însă cu divinitatea lăuntică înseamnă mai multă solitudine, de exemplu. Păi dacă tot timpul sunt în exterior, în relații, în diverse chestiuni, uit să mă opresc și să mut atenția dinspre exterior înspre interior. Deci mai multă solitudine, mai multă tăcere. Păi dacă tot timpul vorbesc, fie în termen de bârfă, fie de nemulțumire, fie de neîncredere cu privire la viitor, această voce este suavă și această voce apare din liniște. Această... Când e gălăgie în minte, n-auzi nimic. Apare din spațiul dintre gânduri, apare din conștiența spațiului. A? Și există diverse școli, practici, curente, care ne învață să simțim spațiul dintre gânduri, să simțim liniștea spațiului, să pătrundem în spațiul sacru al inimii, da? În acord cu, așa cum am spus și mai devreme, este o esență a unui creștinism original care asta ne îndeamnă.
du-te înăuntru și acolo mă vei găsi pe mine. Eu care cu una Tatăl suntem. Da? Și mai mult decât atât, ce am făcut eu, puteți să faceți și voi. Și chiar mai mult decât atât. Și chiar mai mult decât atât. Iată o invitație la a ne conecta cu propria divinitate. Pentru că, în esență, dragă Deana, dragi prieteni, acum 2000 de ani, acest mare învățător, alături și de alte ființe rare care au existat, și Buddha și alții, da? Au atins un nivel de frecvență foarte înalt și au vorbit din starea de grație asociată acelei realități. La acel nivel, realitatea apare altfel, viața apare altfel, sistemele, totul apare altfel. Și au transmis de acolo, de la acea percepție despre viață, de la acea stare hristică de conștiință, niște învățături. Ei bine, suntem în etapa pe planetă în care ceea ce a trăit Iisus ca experiență, putem să trăim acum fiecare... Asta pentru că s-a ridicat vibrația. Frecvența. Exact. Da, iată, a fost necesar 2000 de ani să pui o sămânță și acum începe să... Deci starea de conștiință la care a ajuns, acum poate să devină accesibilă ca să urmăm învățătura. Adică miracolele pe care Iisus le-a făcut acum 2000 de ani pot le putem posibile, face dar în primul rând acum? Miracolul este în noi înșine. Uh-huh. Și până să vorbim de acele mari sau mai mici miracole, să vorbim despre ideea că sunt sănătos, am o sănătate vibrantă, am renunțat de mult la salvatori, la remedii, da? Mai mult sau mai puțin alopate, dar am apoi o stare de echilibru, am o minte vie, am o minte proaspătă. Ăsta este primul miracol care e necesar să-l facem, să ne uităm la noi și să simțim treaba miracol asta. Care de fapt nu este miracol. Este o stare firească de a fi, pentru că starea noastră firească, suntem proiectați să fim fericiți și sănătoși. Și atunci, ca lucrul ăsta se întâmple, este realmente necesar să revenim la o spiritualitate profundă, o spiritualitate lăuntrică. Există pe planetă multe sisteme religioase, multe instituții religioase care organizează credința și maniera de regăsire de sine. Da, dar nu sunt și niște dogme acolo care ne mai împiedică? Excepțional. Și mă bucur că ai spus tu treaba asta, pentru că dogmele ne separă. Fiecare practică, fiecare instituție religioasă are o listă de dogme și observăm că dogmele ne separă. Ceea ce însă ne unește este experiența trăirii Hristului interior. Pentru că acest Iisus interior este o stare de conștiință personală. Este expresia cunoașterii, simțirii propriului Dumnezeu lăuntric, fără a apela la intermediari. Mut întreaga atenție spre mine, exact cum mi-a spus un învățător, da? Pe care l-a menționat și ce a spus. Ascult, pătrund intens în inima mea și acolo găsesc acea stare de conștiință care îmi permite să ce? Să văd altfel realitatea. Că sinele ăsta este o matrice de informații. Spuneai că trebuie să ne centrăm în interiorul nostru fără să mai apelăm la intermediari. Dar noi suntem un popor creștin, ortodox, da? Și mergem la biserică și ne mai rugăm la sfinți și ne mai rugăm la îngeri și așa mai departe. Da, este, adică o, nu este, e o nimic practică. Greșit. Este o practică. Este o practică care poate să ne limiteze și asta este o chestiune la care invit pe toți cei care ne ascultă acum să contemple la ea, să se uite. Unii pot să reacționeze, alții mai înțelepți pot să stea, să asculte, să conștientizeze și să vadă dacă acest lucru poate să fie adevărat pentru ei. În momentul în care venerăm ceva din exterior, indiferent cum se cheamă, da? Inclusiv o cruce și lucruri de genul ăsta, noi ne scădem frecvența pentru că intrăm într-o stare de victimă care așteaptă ca un salvator să rezolve ceva. Deci, un aspect care limitează real și profund în acest moment simțirea, nu înțelegerea dogmatică sau mentală, simțirea acestei divinități lăuntrice este tocmai această venerare care poate inconștient, dar poate cu intenție, nu știu și nu mă pronunț asupra acestei chestiuni. Instituțiile religioase o mențin și este temelia, ca să zic, procesului de credință pe care ele îl administrează. Nu fac referire la o instituție sau alta, că în esență toate operează la fel. Da, ca bază, uh-huh. Da, ca mod de funcționare. Sigur, diferă practicile concrete. Da, și detaliile, de distincțiile. Așadar, în momentul în care eu venerez ceva și sunt cu atenția în exteriorul meu,
Eu creez o disociere între mine, mintea mea rațională, și Hristosul interior. Și sinele divin. Și mintea adică dacă... conștientă. Păi e logic. Dacă stau cu atenția în exterior și mă uit la sfinți, cum mai am timp să mă uit și căderea să mă uit la sfinții din mine? Dar dacă mă duc la sfântul din mână. Da, ok, dar pentru cei care sunt creștini practicanți, dacă merg la biserică, la slujba de liturghie, da? Nu mă ajută vibrația aia să mă conectez cu esența din mine? În momentul în care știi că e necesar, în momentul, sigur că ne ajută, în momentul în care știm că e necesar să menținem și această autostradă către diverse vibrații, către diverse sfinți, către diverse ierarhii, așa cum sunt înțelese și acceptate, și există și cărarea dezvoltată, deschisă către interiorul meu. Adică ai putea să spui, merg într-un loc care creează un mediu prietenos în care eu am șansa reală să mă ascult mai atent. Adică merg într-un spațiu cu vibrație înaltă. Pe care pot să-l definez eu ca fiind propriul meu spațiu sacru și pot să-mi fac propriul templu, acasă sau în natură. Și asta bănuiesc că toată lumea poate să fie de acord că statul în natură, în mod special, și într-un loc cu anumită frecvență, și în zona din casă, care să revedem casa ca și un spațiu sacru, nu doar ca un spațiu de dormit și de mâncat, și un spațiu sacru. Îl putem construi oricând. Un colțișor în care eu am această practică de lucru cu mine. Și ăsta e un aspect important. Și mai este ceva, apropo de ce spuneai de anumite practici. Este necesar în acest moment, cred că din ce în ce mai mulți oameni conștientizează că adevărata stare de Dumnezeu ține de echilibru real și profund între energia feminină și masculină. Simplificând, Dumnezeu poate fi înțeles ca echilibru între feminin și masculin. Ori instituțiile religioase în acest moment este necesar să facă serioase și temeinice reforme în restabilirea acestui echilibru. Care este mai mult masculin. Care este profund și preponderent masculin. Există o ierarhie masculină, toți acești mântuitori, ființe rare, au fost ăștia care sunt consemnați în istorie. Bărbați? Oace, femeile? Tu, ca femeie, nu simți că ar putea exista și femei care să atingă această, sau au existat, care să atingă această stare rară de conștiință și care să... Avem câteva exemple, dar puține. Bun. Eu cred că lucrul ăsta e la îndemâna tuturor, dincolo de sexul pe care am ales să-l întrupăm în această experiență, practic. Și atunci, iată, această spiritualitate interioară este o chestiune care se întâmplă între mine și mine, în care, da, pot să folosesc un spațiu religios, pot să folosesc propriul spațiu sacru, pot să folosesc lumânări, pot să folosesc orice ingrediente care simt, care percep, care consider că îmi dau acel mediu prietenos în care eu realmente să mut atenția dinspre exterior și să simt în interior. Să mă conectez cu stări din ce în ce mai liniștite, în primul rând. Iar ce pot să fac concret, așa cum spuneam, este această nevoie de a-i permite. Eu lansez intenția, adică zic, bun, înțeleg că până acum 10, 20, 30 de ani am luat lumina așa. Bă, a venit timpul să emit și o lumină. De ce doar să iau lumină? Dar eu nu pot să dau lumină. Păi cum pot să fiu atunci un Dumnezeu într-o adunare de Dumnezei și cum pot să-L regăsesc, da? Să-mi regăsesc propria divinitate lăuntrică dacă eu doar iau? Și dacă trimitem... dacă venerez. Ok, și cui trimitem această lumină când începem să emitem lumină? Păi e necesar doar să fim pe fază, să fim pe recepție. Este o atitudine interioară în care stau, ascult, sunt în liniște și ușor, ușor, ceva din mine începe să-mi dea alt tip de gânduri, începe să-mi dea alt tip de cuvinte, o altă atitudine interioară și cu siguranță că avem nevoie unii de alții, căci fiecare spirit este unic și atunci când el se manifestă într-o adunare de Dumnezei, cum ar fi o societate în care am trăit numai de la Iisus la Iisus, numai Iisus și peste tot. Ar fi numai lumine, da? Femei ar fi numai femei și bărbați. Păi spre asta ne îndreptăm. Și mai este ceva. Sigur, pentru oamenii cartezieni, oamenii raționali, că sunt două categorii. Fie unii sunt fundamentaliști religioși și spun, domne, asta scrie, asta face, mă uit în stele, mă uit în sus, mă uit în tavan, mă uit la ființe cu aură în jur, ăștia mi-aduc izbăvirea.
Nu? Izbăvirea, mântuirea vine din interior. Da, creștinismul original ne-a spus-o. Și toate scrierile și școlile adevărate, profunde, care n-au fost în timp deviate, răstălmăcite și n-au devenit instituții de business. Da? Deci să ne uităm la esență și facem o distinție între instituția ca afacere, ca business și învățăturile reale, profunde, care ne îndeamnă la această spiritualitate interioară. Că ăsta este acest secol. Și este ceva foarte important. Iată, peste câțiva ani se încheie un ciclu de câteva sute de ani de planificare. Trecem de la o abordare tribală și colectiv războinică, care a început până la 1600, asta după, de exemplu, abordarea Ițingului, după perspectiva chinezească asupra schimbării. Din 2027 intrăm într-un ciclu într-o eră a individualismului. Asta nu înseamnă egoism, ci înseamnă o etapă în care din ce în ce mai mulți oameni lasă încrederea în exterior, mută încrederea, urmează învățătura cristică, trăiesc experiențele cristice. Îți descoperi propria putere interioară. Exact, pentru că Iisus nu este așa un concept și o poveste. Noi auzim tot felul de povești și se citesc în fiecare săptămână povești. Păi, este Iisus, o stare de conștiință. Istorie de conștiință care îți permite să accesezi acest interior cristic, această divinitate interioară din care vezi altfel realitatea, înțelegi altfel, percepi iluzia, percepi acest joc al dualității, percepi că practic binele și răul nu este o luptă între bine și rău, ci este un joc și o unitate între aceste contrarii. Deci ai un cu totul alt nivel de gândire și de percepție a vieții. Și nu ne dorim toți să fim așa, că asta e natura noastră și să și creăm o societate în care lucrul ăsta se întâmplă. Ce ar mai putea limita simțirea divinității lăuntrice? Păi, așa cum spuneam, venerarea. Gălăgia minții. Gălăgia minții, dar în ce sens? Mintea care citește doar o carte și care este prinsă de dogmă sau care citește la extrema cealaltă extrem de multe cărți și devine un măgar încărcat cu cunoaștere. Și nu le poate integra. Da, este o minte obosită. Uh-huh. Da? E o minte care nu face decât să miște diverse informații și avem nevoie, fiecare dintre noi, de o minte vie, de o minte proaspătă, de o minte inocentă, care asta ce înseamnă? Înseamnă că eu devin o cascadă care descarc în timp real informații. Și atunci nu citesc ceva acum că o să-mi trebuiască undeva, cândva, că e la modă sau că e necesar 100 de cărți să le citim, că fără ăstea nu putem să avem o conversație adecvată. Am deprins în ultimul deceniu în mod special să citesc ce este necesar când este necesar, ca să pregătesc ceva, să anticipezi ceva, să înțeleg ceva. Adică, iată ce înseamnă în momentul în care eu nu mai încarc mintea cu toată această informație și câmpul meu. Oricum suntem bulversați zilnic de foarte multe informații. Da, dar eu simt ce am nevoie să știu și vine spre mine ce am nevoie să știu. Și atunci înțeleg că mintea rațională nu mă ajută. Că mintea rațională mă minte, că mintea rațională nu-mi permite să înțeleg. N-am cum să înțeleg cu mintea. Nu e proiectată. Ea este proiectată să calculeze, să vorbească, să analizeze, are alte funcții și noi am dat funcții care nu poate să le împlinească. Și atunci este necesar să înțeleg cu întreaga ființă, să înțeleg din spațiu inimii. Deci e un alt mod de a percepe. Deci mă sabotează foarte mult această menținere a atenției în mintea rațională, această perspectivă carteziană, această gândire rațională și această, să zicem așa, nevoie de certitudine, de predictibilitate pe care pot să o am. Când vorbim de simțirea cu toată ființa, vorbim și de intuiție? Să facem o distinție între inspirație și intuiție. Inspirația, să zicem că vine prin cap și poate să vină pe acele autostrăzi de care spuneam, de la ghii superiori, ființe angelice de lumină, diverse tărâmuri și planuri ale realității vizibile și invizibile. Că poți să captezi și informații de la temiri și civilizație super avansată, da? Ca și de la un arhanghel sau mai știu ce alte denumiri care le-am dat popular, care să ne permite să ne conectăm cu aceste structuri de informație. Iar instinctul, da? Deci este cineva mă inspiră, da? Uh-huh. Instinctul vine din interiorul meu. Intuiția, instinctul, da? Sunt chestii care vin din această conexiune cu mine însumi la un nivel profund și în care corpul este
un receptor final esențial. Sunt oameni care primesc informația de a face decizii corecte, de a face alegeri inspirate în splină. Alții în zona sacrală, alții în plexul solar. Eu la mine funcționează plexul solar, de pildă. Da? Adică știi când... Dar alții pe bazat pe inimă. Da? Alții apelează la prieteni ca să afle ce este cu adevărat necesar să aleagă în perioada următoare. Așadar, ce vreau să spun? Inspirația vine și noi cam asta am fost antrenați să facem, să cerem tot timpul ghidare și inspirație. Dar hai să ne ascultăm și propria noastră intuiție, care vine din interiorul nostru și e necesar, că ăsta este și tema acestei conversații, este necesar în primul rând să construim această autostradă între mintea rațională și interiorul nostru, da? Și să permitem prin solitudine, prin tăcere, prin diverse lucruri, ca această instinctualitate, această intuiție care să ne determină să facem alegerea cea mai eficientă. Ea apare. Corpul este interfața. Corpul este expresia divină a acestei sine superior. Căci și primul nivel de manifestare a divinității lăuntrice în noi este corpul cauzal, care intră în corpul fizic, practic. Și atunci corpul fizic îmi răspunde și organele interne, diverse părți din mine, dacă învăț să ascult și să pun întrebarea, simt. Și asta e o practică de care am nevoie. Sunt niște tehnici prin care poți învăța să afli toate răspunsurile. Totul se învață. Da. Da, totul există se învață. Un anumit nivel la care mă simt conectat cu sinele meu? Există cum niște simt asta? Semna... Cum știu? Da, există niște indici, niște semnale care îmi permit să spun că da, acum sunt în fluxul magiei și miracolelor. Căci asta este, dacă vrei, recunoașterea pe teren a faptului că ești conectat cu tine. Faci lucrurile cu grație, cu ușurință, ai entuziasm, manifesti din marea majoritate a timpului o stare de bucurie. Materializezi toate intențiile? Nu, materializezi intențiile inspirate. Așa. Că toate intențiile astea, multe vin din trecut și n-au treabă cu ce suntem meniți să facem și ce este benefic. Adică... Cum s-ar zice, faci doar ce e în voia Domnului. Faci doar ce e în voia, în primul rând, a Domnului interior și aliniată cu câmpul. Da? Și că e importantă chestiunea asta. Adică, vezi, noi am trecut direct la Domnul și am uitat Domnul interior. Despre asta vorbeam. Da, da, am trecut la Domnul cu D mare și asta cred că a fost deliberat, o misiune asta, menținută câteva mii de ani în conștiința umanității. Pe unde am fi ajuns acum, ca umanitate, dacă de acum 2000 de ani începeam să ne manifestăm ca o adunare de Dumnezei. Ca un Dumnezeu într-o adunare de Dumnezei. Ca o colecție de Iisuși pe teren, fiecare. Ca o paranteză, tu crezi că suntem predestinați, că venim aici și traseul este deja trasat cumva? Asta deja sau e... prin liber arbitru noi putem alege orice traseu dorim? Îi întreb pe toți invitații. Foarte bine. Și uite care cum simt eu în acest moment. Această întrebare are două componente. Și este expresia unei minți raționale care în emisfera stângă crede că viața este făurită pas cu pas, prin alegeri, prin respirație, prin gânduri, prin emoții, și în emisfera dreaptă crede că viața este predefinită. Când generăm o conexiune și o sincronizare a celor două, scăpăm de această psihoză a lui Dece și înțelegem că viața este deopotrivă și predefinită și făurită pas cu pas. Ăsta pare un paradox pentru cei, și este un paradox, nu pare, pentru cei mai puțin antrenați cu această gândire a lui și. Am fost învățați în sau-sau. Păi, ești de stânga, ești de dreapta, poziționează-te, hai, repede, ia o atitudine. Nu, eu sunt central, domnule, eu sunt nu pe zero. Sunt dincolo de aceste elemente ale dualității. Sunt exact cum îi spunea învățătorul. Trăiesc în lume și nu aparțin ei. Da? Și mă mențin această stare de centrare și înțeleg că viața este deopotrivă. Misticii spun că viața este predefinită. Iar New Age-ul și cu toate formulele de lider și curente, că ți-o creezi singur. Ei, hai să vedem cum ar putea înțelege, dau un scurt exemplu, că ai mai întrebat asta, cum ar putea înțelege o minte rațională totuși deschisă acest paradox, că este un paradox. Pentru că mintea rațională vrea, domnule, lămurește-mă, e sau-sau. Nu, domnule, este și. Este și. Învață și-ul. Și-ul, pentru că în viață totul este cu și.
și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Da? Asta este o dovadă de înțelepciune Am reală, înțeles. practică. Da, să revenim la ce Da, discutam mai la devreme, semne. nivelul, da, semnele pe care le ai când ești conectat cu divinitatea lăuntrică. Păi spuneam că eu nu caut să mă conectez cu ea, ci creez un context în care îi permit să mă găsească. Și atunci, ca să îi permit să mă găsească, primul lucru important este nivelul de atenție. Păi dacă după un minut, două, îmi fuge mintea în altă parte și intru în sinergia faptelor, e nevoie de un spațiu mai mare de timp ca din această liniște pe care o accesez și cu care intru în rezonanță, să poată să erupă, să poată să țâșnească această lumină interioară. Deci 3, 4, 5 minute este un început pentru lucrul ăsta. Da? Firesc ar fi să ne ducem undeva 10-15 minute o capacitate de a menține atenția. Ne poți da un exercițiu așa cel mai simplu? Da. Spațiul dintre gânduri. Uite, de pildă acum stau aici așa și zic de unde va veni următorul gând? Și închid ochii și devin vigilent și întreb din nou, de pildă, ce culoare va avea următorul gând? Și sunt, știi, ca un observator care se uită pe un radar să vadă, bă, de unde vine gândul ăsta? Dar, de fapt, eu când mă uit de unde vine gândul, eu intru în contact cu spațiul dintre gânduri. Și învăț să rămân cu atenția pe spațiu. Pentru că spațiul este adevărata mea esență. Și din spațiul dintre gânduri, dacă stau un minut, două, trei, da, pe urmă încep să cobor din acest spațiu în spațiul inimii și să intru prin poarta inimii. Da, hai măcar 3, 4, 5 minute zilnic să-mi pun întrebări de genul ăsta, să stau în natură, să stau în fotoliu și să observ spațiul dintre gânduri. Iată, ăsta este un indicator important. Nivelul de atenție. Deci să mențin atenția pe liniște. Da? Și atenția, ca să zgâlțim puțin orgolele spirituale, este cel mai important indicator al maturității unei ființe. Menținerea atenției și jocul cu atenția. Adică pe ce pun atenția crește. Sau se demolează, depinde cu ce calitate atenției. Oricine are această putere? E în noi. Păi dacă sunt lumină din lumină și e important să mă conectez cu aceste abilități, iată, îi dau vizitiului sarcina să stea cu atenția, nu să conducă el cum vrea și inconștient trăsura, ca să bage, să mâne caii prea repede, da, și să mă bage în șanț. Îi spun, ia, domnul vizitiu, 3 minute stai cu atenția pe spațiul dintre gânduri și se va bucura că îți educ vizitiu. Un alt aspect important este cel legat de nivelul de echilibru fizic, calitatea trăsurii, caleașca, să fie centrată. Dacă organismul este bolnav, Da, dar mai mult, dincolo de, de starea de după starea sănătate. de sănătate, care e necesar să fim în echilibru, pentru că starea de sănătate reflectă nivelul de acceptare al vieții. Orice disfuncție pe care o ai este, de fapt, un indicator al faptului că tu reziști în viață. Înțelegi mai puțin că viața este o schimbare continuă și O pui o rezistență pui undeva? rezistență într-un aspect sau altul al vieții. Orice rezistență, orice neacceptare, orice poziționare în fața vieții declanșează dezechilibre de genul ăsta. Și atunci e necesar să... Adevărata sănătate este starea de a fi pe deplin în acceptare cu ce ți-aduce viața. Care viața nu ți-aduce, ți-aduce divinitatea lăuntrică, ți-aduce ce vezi în exterior. Adică este o oglindă, pe Este principiul exact, oglindii. exact. Tot ce văd în exterior este expresia aceea a nivelului și a calității în care am lucrat cu acest vehicul despre care vorbesc, cu această caleașcă, cu acești cai, cu acest vizitiu. Și atunci, dincolo de sănătate, care este baza, este fundamentul, este necesar să fiu echilibrat. Deci, echilibru fizic. Și avem nevoie de ființe echilibrate, de dascăli echilibrați, de profesori, de medici echilibrați, de ființe, de politicieni echilibrați. Păi, doamne, hai, în picioare, 6 minute, te învârți în jurul axei. Ce vrei, mai mare dovadă că ești echilibrat fără să amețești, fără să cazi sau alte simptomatologii de dezechilibru, practic. Deci, ceva foarte practic. Cum să apară o expresie a unor frecvențe înalte într-un corp cu dezechilibru? Și atunci, dansez, foarte important, da, cânt, da, stau în natură, lucruri de genul ăsta îmi sporesc. Lucruri care nu sunt foarte greu de realizat, sunt la Bineînțeles, îndemână bineînțeles. oricui. Deci am nevoie de solitudine, am nevoie de tăcere, am nevoie, sigur, de hrană și apă și aici cred că ai făcut suficient de emisiuni ca cei interesați realmente să
discearnă în noianul ăsta de informații, avem nevoie de această reconectare cu natura și cu ciclurile personale. Adică, nu întâmplător, acum gata, a venit întunericul, hai să ne culcăm mai devreme, hai să ne trezim mai devreme, odată cu da, zorii, da? Hai să urmărim mai mult ciclurile lunii. Fac antrenamente la fiecare lună, iată, a fost recent, zilele trecute, am avut lună nouă și de lună nouă ne-am setat intenții, un nou început, un lucru important. Vine acum luna plină, pădurea Băneasa, antrenamente în pădure, noaptea, da? Da? Nu facem vudu, ci practici cu copaci, cu tot ce ține de la lună plină, eliberezi, transmuți, ridici în frecvență corpul emoțional, lucrezi cu cai, da? Păstrând metafora de la începutul emisiunii. Un alt indicator important, apropo și de partea asta emoțională, de cai, nivelul de neutralitate emoțională. Adică e necesar ca în marea majoritate a timpului să constați că oamenii cu care te, și de acceptare cu care te întâlnești nu-ți mai dau dureri de stomac, de inimă, de splină, de ficat. Da? Adică atât de mult ai lucrat cu propriile frecvențe joase din interiorul tău și ai educat acești cai, încât ce vine spre tine, nu mai vrei să controlezi, nu mai vrei să te poziționezi, nu mai opui rezistență la chestiunea asta. Și ai și această, e un echilibru între ficat și, de exemplu, plămâni. Aici e un mare joc în ființa noastră, căci aceste două spite care guvernează aceste două organe, fiecare vrea să fie bossul. Și plămânii și spiritul plămânului se ocupă cu această verticalitate, această centrare, această integritate a ființei. Da? Și ficatul se ocupă cu compasiunea. Sunt unii oameni care au prea multă compasiune către exterior și n-au grijă de ei. Alții care au grijă numai de ei și nu le pasă deloc de ce e jur. E necesar să fie un echilibru între aceste două aspecte din interiorul nostru. Ei, dacă ar fi să rezumăm așa și să intrăm și într-o zonă argumentată și științific, Hawkins, cu celebra lui scara conștiinței, a arătat că de la 0 până la 1000, 1000 fiind conștiința cristică, există diverse paliere. Ei, ca să ne apropiem de acest sine, de acest Crist interior, trebuie să depășim mintea rațională. Și mintea rațională e până la 500. 500, trebuie să depășim 500. Da, adică și cel mai tare academician rațional din România, acolo este. Asta este. Și vede realitatea de la acel nivel. De la 500 în sus e iubirea. De la 500 în sus, da, în sensul că nu e așa metaforic. Iubirea înseamnă acceptare. Înseamnă acceptare deplină. Înseamnă non-control. Adică nu este un cuvânt frumos. Mi se pare foarte grea lecția asta a detașării. Păi, da, dar și suntem aici. Suntem aici cu două motive importante. Ca materie, între ghilimele, ca frecvențe agregate, ce suntem, suntem aici să devenim din ce în ce mai coerenți. Adică eu caleașca mea să o fac cât mai performantă, să o aliniez cu caii, cu vizitiu și fiecare din personajele astea să fie cât mai tare. Ăsta e jobul meu, să fiu coerent. Și eu îmi definesc, nu că vrea lumea, nu că de gura lumii, nu că de frică că mor repede sau că nu săvârșesc mărețele mele intenții, eu mi-aleg din bucurie și dintr-o stare că în acest moment sunt întreg și complet. Și sunt în fluxul magiei și miracolelor. Și sunt conectat, adică nu aspir să mă conectez. Mă consider și mă simt conectat cu mine însumi, cu esența mea. E o stare pe care, această stare de conectare de care vorbim, este permanentă? Uneori mai sunt situații care viața vine așa de tumultos încât te poate așa ușor. Ca trestia te poți îndoi sub vânt. Dar revii. Dar revii repede. Exact. Dar nu te rupi. Dar nu te rupi, da? Deci când... Adică balansul ăsta pe care poți să-l faci, da? Îl faci cu intenția că tu te aduci rapid într-o stare de centrare interioară. Și atunci când ai acest nivel de acceptare de sine, ăsta este o premisă importantă, tu ai pregătit terenul și inviți esența ta înapoi acasă. Este o invitație. Este o devoțiune. Deci vezi o diferență între a venera pe Iisus, pe cine vrei tu, și a fi, a avea devoțiune față de mine însumi, față de regăsirea propriei mele esențe, față de această aspirație pe care o am de a face mai mult decât ceea ce a experimentat acum 2000 de ani Iisus. Sună ciudat, dar dacă acest învățător ne-a dat acest îndemn, noi ce facem? Îl ținem în sertar sau îl spunem așa din când în când
ca o tentă motivațională. Nu, dragă Dana, dragi prieteni, singurul mod real, consistent și profund de a demonstra științific că acest Dumnezeu interior, această divinitate interioară există, este să devii acel Dumnezeu. Eu în asta m-am angajat. Și vă invit și pe voi. Și invit pe toți cei care... Da. Nu mai avem timp să continuăm acest subiect, dar cu siguranță ne vom mai întâlni să dezbatem și alte subiecte. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi alături de noi cu aceste învățături practice. Practice, foarte practice. Important. Mulțumesc foarte mult. Și mare drag. Doamnelor și domnilor, încheiem discuția. Ei sunt Dana Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi excelentă. Pe curând!